Salutare, prieteni, și pe v-am regăsit la un nou video. Am pus carnea la afumat, recărnații și oasele. După cum puteți vedea la foc, stingem cu pomegul și umed. Acum cu lemn de prun, îi dăm foc foarte tare. Am terminat și de afumat. Cam așa rezultatul final. În coastele, aici se numară oasele. Să vă arăt imediat și cârnați. Aceștia sunt cârnații. Am scos de la fumiambă la uscat. Carnea am ținut la uscat aproximativ o zi și o noapte. Cârnații am ținut la uscat mai mult, în jur de o săptămână. Și pe urmă le-am dat fum. Da. Dacă v-a plăcut videoclipul meu, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați și până data viitoare, vă salut!